Cum ar semne de întrebare, continuă și zilele acestea tăierea copacilor de pe străzile din Galați, iar întreaga acțiune este motivată de siguranța cetățenilor care s-ar putea accidenta din cauza copacilor bătrâni. Ne lasă fără niciun petec de umbră. Așa, și? E bine? Nu e bine, dar trebuie tăiat și copacii, pentru că pică peste mașini când e furtună. Când păi e... și nu putea să-i taie în altă perioadă, eu știu? Era chiar când? Când pe ploaie, nu? Pe ploaie? În primăvară, nu știu. De acord, da, trebuia întâi puși și eventual nu ne sunt locuri goale. Păi ar trebui copacul, fie umbră, nu? Cred că sunt bătrâni, eu tăiat, nu? Dar nu puteau să găsească, eu știu, altă perioadă, când era mai puțin cald? Toamna, când nu mai erau frunze, nu? Vă deranjează, nu? Păi bine, nu, că nu locuiesc în zonă, de... Am înțeles. Cu toate, că ideea este să avem cât mai mult verde. Mi-am place ceea ce văd așa, dar ceea ce văd așa, nu, nu. Nu, nu e nimic, nu e nimic. Cum avara, ce faci? Ce vă stai pe soare, ca câinile. Asta e treaba. Dar dacă o aprobare, acum vara, chiar era cel mai bun moment? Da. Păi posibil, și așa au fost ciuntiți acum câțiva ani de zile. Acum că i-or tăia pe ăștia care sunt uscați, sunt de acord. Că ce uscat e uscat, dar tai și bun. Neoficial, un reprezentant al municipalității ne-a oferit o explicație. Acesta ne-a spus că acțiunea face parte dintr-un plan de a sădi copaci tineri în locul celor existenți, fără a face însă vreo referire la criteriile de selecție a arborilor ce urmează a fi tăiați. Aceeași tăcere domină și legat de utilizarea materialului lemnos rezultat din urma doborârii copacilor.